Dragi prieteni, am reluat din nou seria Apologiei. În acest episod aș vrea să analizăm puțin modul în care este normal, este necesar ca prezbiterea adunării să intervină în cazul în care cineva iese la amvon și spune anumite trâznăi, anumite erezii, anumite erori, anumite învățători greșite. Dacă trebuie să facă lucrul ăsta, dacă nu, în ce cadru și așa mai departe. Haideți să privim întâi un clip și un exemplu în care s-a făcut lucrul ăsta. Femeia asta nu i-a păsat, o văd oamenii. Nu i-a păsat de riscul care îl ia să se atingă de Iisus. Ea a știut un lucru. Vreau putere din Iisus. Și dacă tu vrei putere din Iisus, v-aș invita să vă ridicați și să veniți în față. Am vrea să ne rugăm pentru voi. Dacă vrei putere pentru vindecare, dacă vrei putere... Mulțumesc. Pentru ca Iisus Hristos... Mulțumesc. Dar nu întrebi pe frate, că nu este de la Domnul. E ok. Frate, stingi Duhul Sfânt. Ai grijă. Ai grijă că Duhul Sfânt îl stingi seara asta, îl întristezi și vei avea de-a face cu el. Nu-i prima oară, e a doua oară. Să știi că am simțit împotrivire și mi s-a spus și prorocia seară de bolovani care vor fi în seara asta aici. Nu ești aici peste biserica lui Dumnezeu șef. Duhul Sfânt este. Și ai stins Duhul Sfânt în seara asta. Și vei avea de face cu el. Haideți să cântăm o cântare. Probabil că prima întrebare la care trebuie să răspundem este dacă e normal, dacă e biblic, dacă e de așteptat ca un păstor să aibă reacția asta. Prima problemă pe care ar trebui să o discutăm puțin este contextul. Eu nu știu predica largă, nu am auzit pe nimeni să fi găsit toată predica, undeva probabil că există. Noi nu știm tot contextul, nu știm exact ce s-a predicat înainte, nu știm exact care e contextul acolo, nu știm dacă prezbiterii, dacă adunarea au vreo problemă cu individul respectiv. Deci nu știm foarte, 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 foarte mulți factori. De aceea nu judecăm doar cazul ăsta în sine, ci vreau să folosim ca pe un exemplu pentru a răspunde la întrebarea asta importantă. Cum trebuie sau dacă trebuie să se intervină în cazul în care cineva dă învățături greșite în adunare. Acum să presupunem că cel care a fost oprit, din câte am înțeles, este ceva evanghelist, să presupunem că el a spus niște erori, niște erezii. Acum întrebarea este cum a ajuns el la amvon acolo. Dom'le, într-adevăr, este o situație cu totul penibilă, grea. Dar cum a ajuns el acolo? De ce a ajuns el acolo? A ajuns el acolo și deodată a început să spune erezii pe care niciodată nu le-a mai spus sau erori pe care niciodată nu le-a mai spus? Puțin probabil. Așadar, în situația asta și în alte situații de genul ăsta, prima problemă este a prezbiterilor sau a păstorilor care au permis ca un asemenea individ să ajungă acolo. De foarte multe ori să știe ce poate mintea respectivului, să știe ce învățătură are, să știe ce practici are. Și totuși este permis accesul acolo, oamenii stau strânși în spate, păstorii sau prezbitere, sperând ca nu cumva să zică vă trăznaie. Asta nu este un mod corect de a proceda. Plus că există această practică tare nebiblică și nesănătoasă pentru adunări, în care o anumită partidă din biserică, sau anumiți oameni puternici, sau oameni cu influență, sau oameni populari, sau oameni cu influență în biserică, sau oameni cu foarte mulți bani, pun anumită presiune pe păstori sau pe prezbiteri ca să lasă pe un individ să predice. Dar nu e un normal de a lucra, da? Nu poți să impui tu ca să vină cineva să predice în biserică. Cine ești tu? Poți să fii tu oricine vrei tu, nu ai dreptul ăsta, da? Acolo sunt niște oameni care spuși cu învățătura în biserica aceea și ei au fost aleși de biserică și da, biserica i-a ales, le-a încredințat, le-a însărcinat misiunea de a veghea asupra lucrurilor care se predică acolo. Ei trebuie să fie aceia care să judece cine predică, cine nu predică și așa mai departe. Acum, în cazul în care, să zicem, cu totul ieși din comun, cineva este cunoscut ca un om care nu-i vinovat de anumite erezii sau erori grave, se trezește și spune într-o anumită predică niște erori sau niște erezii chiar, atunci da, iese de înțeles, trebuie oprit și stopată lucrarea acolo. Dar, ca principiu, eu cred că e ok. Eu cred că e ok că a fost oprit. Crezi că este de datoria păstorilor, a prezbiterilor să vegheze asupra turmei și să intervină în cazul din asta când, repet, se spun erori grave sau chiar erezii. Acum cineva ar putea să spună, domnule, dar tulbură adunarea.
tulbură adunarea și nu-i dragoste și îl face pe omul ăla să se simtă într-un anume fel și așa mai departe. Multe scuze de genul ăsta. Opinia mea este că gândirea este greșită din următorul punct de vedere. Dacă lupul ar veni la turmă și ar ataca turma, ciobanul ce face? Zice, hai să nu tulbur restul turmei, că restul turmei nu-i vinovată, că a venit aici lupul și așa mai departe. Nu. Ciobanul pune mâna pe un par sau pe pușcă și scoate lupul afară din turmă, da? Sau îl fugărește cu câinii de acolo. Deci face ceva. Deci e bine să-l fie oprit. Dacă ar veni câte un lup în fiecare seară ar trebui să oprească lupii. Deci nu se poate argumenta în felul ăsta că, domnule, trebuie să fie programul bisericii perfect, să nu fie niciun fel de tulburare. Noi vrem să fie totul ca la televizor, totul la minut, făcut frumos, să curgă totul. Nu! Dumnezeu, în providența lui, a permis ca un asemenea individ să ajungă acolo, cumva. Poate vina prezbiterilor. Dacă vina prezbiterilor, ei trebuie să se pocăiască. Pentru că în cazul ăsta, dacă tu ai lăsat pe cineva să urce la un și ai știut care e problema, atunci tu ești o problemă. Tu ești vinovat că i-ai permis să ia locul ăla care ar trebui să fie umplut doar de cuvântul lui Dumnezeu și de oameni care predică cuvântul lui Dumnezeu. Bă, dacă vă uitați puțin la nenea ăsta, fratele ăsta, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți, care a fost oprit, el la un moment dat face chemare, da? E tăiat clipul în care el face chemare și zice, veniți să luați putere din Iisus. Să vină acolo în față să ia putere din Iisus. Și dacă tu vrei putere din Iisus, v-aș invita să vă ridicați, să veniți în față. Doar pentru chestiunea asta ar fi meritat să fie oprit. Doar pentru chestiunea asta. Să presupunem că n-a spus nicio eroare înainte. Doar pentru chestiunea asta ar fi meritat să fie oprit. Trădează o ignoranță crasă cu privire la cum trebuie să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Ce înseamnă pocăința, ce înseamnă nașterea din nou, ce înseamnă întâlnirea cu Hristos. Trădează un mal praxis spiritual ieșit din comun. Eu știu că a devenit foarte des întâlnit malpraxisul ăsta. Eu știu că se practică peste tot și am devenit poate obișnuiți cu el. Asta este o problemă foarte gravă. Este o problemă foarte gravă. Nimeni nu poate să vină să ia putere din Iisus. Orice ar însemna chestiunea aia. Da? Deci este o aberație, o erezie, o prostie care ar trebui să fie depistată de orice creștin de la distanță. Însăși formularea este eronată și trădează o înțelegere greșită a relației noastre cu Hristos, a ce înseamnă mântuirea, a ce înseamnă sfințirea, a ce înseamnă primirea puterii de la Dumnezeu și pentru ce se primește puterea de la Dumnezeu. Nu are niciun fundament biblic chestiunea aia. Absolut niciun fundament biblic. Este un malpraxis spiritual, este o înșelătorie, este o manipulare pe față, că vin oameni acolo și le dă putere cineva din Iisus. Da? Sau le dă Iisus puterea lui când predicatorul la sfârșitul predicii spune acum să dă putere din Iisus. Este o eroare extraordinar de gravă. Este o impostură religioasă. Din punctul ăsta de vedere, excelent că l-au oprit. Excelent că l-au oprit. Mi se pare că l-au oprit finuț, nu a fost agresiv fratele până la capăt, chiar când a vrut să fie jignit cu replicile alea foarte religioase. Mulțumesc. Dar nu întrebi pe frate, că nu este de la Domnul. E ok. Frate, stingi Duhul Sfânt. Ai grijă. Stai liniștit. Ai grijă că Duhul Sfânt îl stingi seara asta, îl întristezi și vei avea de-a face cu el. Nu e prima oară, e a doua oară. Să știi că am simțit împotrivire și mi s-a spus și prorocia seară de bolovani care vor fi în seara asta aici. Nu ești aici peste biserica lui Dumnezeu șef. Duhul Sfânt este. Și ai stins Duhul Sfânt în seara asta. Și vei avea de face cu el. Bine a făcut. Dacă este păstorul adunării, eu nu știu. Aprobabil că este un din păstorii adunării. Dacă este păstorul adunării și a făcut treaba asta, excelent, bravo. Deci, nota 10. Sunt și am participat și am văzut situații în care și sunt și astăzi situații care se tot repetă în anumite adunări când se ridică învățători falși, când se ridică predicatori care ar fi trebuit nici măcar să nu se suie acolo, să nu ni se permită să suie la învolul bisericii și care sunt lăsați până la urmă să spună toate prostiile ca să nu fie tulburată adunarea. Nu, ar trebui opriți atunci pe loc și nu doar că ar fi trebuit opriți atunci pe loc. Acum nu știu dacă fratele a făcut, fratele păstor sau cine a fost acolo care l-a oprit, dacă a făcut ceva după chestiunea asta, după cântare, dacă a corectat, dacă a explicat ce s-a întâmplat acolo. Deci mi se pare total anapoda să lași lucrurile așa în prob. Adunarea să spună, dar care a fost problema, da? Acum noi nu știm, nu avem să știm ce s-a întâmplat acolo. Dar sunt necesare niște explicații. Deci lucrurile trebuie să meargă în sensul ăsta, domnule. Asemenea, oameni nici măcar nu trebuie să ajungă la amă.
Dacă a ajuns la amvon, cu toate măsurile de precauție pe care ne le-am luat noi și ne trezim că spun erori grave sau erezii, atunci el trebuie oprit pe loc. Nu doar că trebuie oprit pe loc, trebuie oprit pe loc cu Duhul Blândeții și trebuie corectat pe loc. Deci trebuie corectat pe loc înaintea adunării, ca adunarea să știe exact care a fost problema acolo. Acum, ceea ce mi s-a părut ciudat este că ne aflăm într-o biserică pentecostală, de câte am văzut eu, și m-a mirat faptul că a fost oprit, pentru că asemenea idei se spun peste tot. Veniți, luați putere, veniți, semnați ca să fiți mântuiți, tot felul de enormități și absurdități și aberații de genul ăsta și nimeni nu-i oprește. Nimeni nu-i oprește. Deci, dacă nu este o tensiune în cazul acela între păstori și evanghelistul ăsta și ei pur și simplu s-au dat seama că spune prostii în timpul mesajului și l-au oprit doar pentru motivul ăsta, excelent, n-am ce zice. Lucrul ăsta este de datoria supraveghetorilor bisericii, a bătrânilor bisericii, a prezbiterilor, a învățătorilor bisericii să ia atitudine. Personal, cred că dacă păstorii ne-ar fi luat atitudine, personal, cred lucrul ăsta, chiar un frate din biserică, un învățător din biserică, un frate obișnuit din biserică, un frate bătrân din biserică, un frate cu discernământ, cu înțelepciune din biserică, să se fi ridicat public și să-l fi oprit pe fratele care vorbea la avut. Da, el avea microfonul, asta e atuul lui, dar dacă ești un frate bătrân în biserică, credincios, pocăit, cu discernământ spiritual, respectat de comunitate și l-ar fi oprit pe individul respectiv, toată adunarea ar fi fost cu el. Cu siguranță toată adunarea a fost cu el. Eu am trecut cel puțin prin două situații de genul ăsta și în fiecare situație adunarea s-a coagulat în jurul celui care l-a oprit pe eretic, l-a oprit pe mincinos, l-a oprit pe înșelător. Dacă vă uitați cu atenție, vedeți în clipul acesta o chestiune pe care o văd foarte des și pe care o aud la foarte mulți creștini în discuțiile mele private cu ei. Și anume, când el este dat la o parte, zice, ai grijă că întristezi pe Duhul Sfânt. Culegi pe Duhul Sfânt, ai grijă, aici e lucrarea Domnului, nu poți scăpa, nu știu ce, și începe cu amenințări. Frate, stingi Duhul Sfânt, ai grijă, ai grijă că Duhul Sfânt îl stingi seara asta, îl întristezi și vei avea de-a face cu el. Și ai stins Duhul Sfânt seara asta. Este o brăznicie fără margini să faci așa ceva. Și își dă pe față toată stricăciunea inimii omul ăsta. Nu se face așa ceva. Când ești în vizită la cineva, respecti rânduiala care este acolo, da? Eu dacă m-aș duce într-o biserică pentecostală sau într-o biserică baptistă sau într-o biserică creștină pe Evanghelie să predic, eu nu m-aș duce acum să fac ordine la ei decât dacă mi se cere să predic prin un anumit subiect, nu să fac eu ordine la toate problemele pe care le au ei acolo. Nu se face așa ceva, da? Nu se face așa ceva. Plus, cred că sunt anumite cutume, anumite obiceiuri care aparțin unei anumite comunități. Ar trebui să ai respect pentru ele, da? Ar trebui să ai respect pentru ele, nu te apuci tu acolo să faci ordine și discipline, că nu vei reuși, pur și simplu. Dacă crezi că lucrurile alea sunt chiar atât de greșite și chiar atât de grave, practicile alea lor, nu te du acolo. Nu te du acolo din prima, decât să te duci să te faci de rușine și să faci un fel de răzmeriță din asta. Obrăznicia aia este intolerabilă. Și aud lucrul ăsta mereu, ba pe internet, ba în discuțiile cu alții. Doamne, să nu ulești pe Duhul Sfânt, să nu vezi că ai interesat pe Duhul Sfânt, vezi că oprești lucrarea Duhului Sfânt. Stai, domnule, nu putem să punem orice practică, orice predică, orice slujire a cuiva pe seama Duhului Sfânt. Nu este așa. O lucrare este lucrarea Duhului Sfânt dacă este analizată după Scriptură și se încadrează într-un anumit topar. Nu pentru că spune ceva că e lucrarea Duhului Sfânt, gata, toți credem că e lucrarea Duhului Sfânt. Și îi de aprecia faptul că fratele păstor nu a fost, deci nu a gustat chestiunea asta. Pentru că e un lucru foarte întâlnit, da? Orice eretic poate să spună că el e trimisul Duhului Sfânt, că el e un fel de alt Ioan Botezător, un alt proroc din ăsta, sau superapostol, care el are dreptul să spună orice, că e trimis și uns de Duhul Sfânt. Lucrurile nu sunt așa. Lucrurile nu sunt așa, nu trebuie să fim amăgiți de oamenii ăștia, nu trebuie să fim înfricoșați de oamenii ăștia. Trebuie să avem verticalitate, așa cred că a venit vremea, în care păstorii, prezbiterii, biserica, membrii bisericii să aibă, în primul rând, discernământ spiritual, să facă diferența dintre erori mici, nesemnificative și erezii, erori foarte grave care afectează învățătura, care afectează practica, crezul bisericii. Și a venit vremea să avem verticalitate, curaj și îndrăzneală în a apăra adevărul lui Dumnezeu și în a-l apăra atunci când anumiți oameni se ridică împotriva adevărului Dumnezeu, împotriva practicilor biblice, și predică anumite lucruri care sunt total din afara Scripturii, ba chiar contra Scripturii.